Dacă cereți sursa îmbolnăvirii copilașilor, cei din Argeș, îmi este imposibil să vă răspund la această întrebare, deoarece nu am și nu avem acele alimente pe care le-au consumat. Dar vorbim ar însemna să fac, sigur, în discuția de ieri, în teleconferință, ceea ce a rezultat, și asta vă spun ca un rezultat a unei discuții ample în care au participat peste 20 de oameni, a fost că cu mare probabilitate se poate face această legătură.